Finala ediției din acest an a memorialului Nicolae Dobrin a adus față în față echipele Athletic Bradu și AS Micești 2002, revelația competiției. Experiența superioară a celor din Bradu a făcut diferența, aceștia impunându-se cu 4-0. Președintele echipei câștigătoare a ținut totuși să remarce evoluția echipei din Micești. În al doilea trofeu care îl câștigăm de memorialul Dobrin, am câștigat prima ediție și ediția aceasta de acum. Vă dați seama, am coborât jucători de la divizia câțiva, nu mulți, 3-4 jucători. În rece, jocuri frumoase, mă bucur în primul rând și pentru Micești că o echipă de Liga 5 să ajungă să joace finala, care au fost și echipe de divizia a 4, de Liga 4 și de a 5-a și vedeți cum Miceștiul în primul rând îl are ca profesor antrenor pe domnul Noni Cărciumărescu, un om de valoare. Antrenorul Ion Cârciumărescu este mulțumit că echipa pe care o pregătește a ajuns până în finală. De la început ne-am înscris cu mult respect pentru memorial, în cinstea colegului și prietenului meu, Gicu Dobrin, cu care am jucat și la Dinamo Pitești și la FC Argeș. Însă, cu lotul pe care l-am avut la dispoziție, am demonstrat că suntem în stare să ținem pasul cu o competiție de genul ăsta. La finalul confruntării, cele două echipe au fost premiate alături de oficialii AJF Argeș, Cornel Sorescu și Mihail Ghiberdel, fiind prezentă și doamna Gica Dobrin.